Bună ziua, stimați colegi! Astăzi ne-am întâlnit la un eveniment de susținere a tezei de doctor în științe geonomice. Prin decizia Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare de la 26 mai 2023 a fost stabilit sau confirmat Consiliul Științific Specializat pe care îmi dați în voie să vă prezint. Dejanski Valeriu, subsemnatul, președinte a acestei sesiuni, doctor habilitat, profesor cercetător. Ciobotaru Valerian, secretar științific a Consiliului Științific Specializat, doctor în științe geologice și mineralogice, conferențiar universitar. Brânzilă Mihai, doctor în geologie, profesor universitar din București, da? Din Iași. Ați fi prezent online, totuși prin metode contemporane, ați fi alături de noi. Și cu imagine și cu sufletul, cred că. Dilinski Andrean, doctor în geologie și mineralogie, de la Centrul de Mediu, sau Agenția de Mediu a Republicii Moldova. Din păcate, vine pe curând, fiindcă probleme cu transportul, așa înțeles. Volontier Nina, doctor în geografie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat Ion Creangă. Croitor Roman, doctor în științe biologice, Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova. Ca referenți oficiali au fost desemnați specialiști de vază din domeniu, Stoica Marius, doctor în geologie, profesor universitar de la București, din România, și domnul doctor în geologie, Ionese Viorel, conferențiar universitar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, de la Iași. Mai aproape și practic sănoși sunt. Permiteți-mi să prezint candidatul la titlul sau gradul de doctor de astăzi, care va susține teza. Zică, Spian Cristina, pretendent la titlul doctor în științe geonomice, cu teza Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitului Vâlnieni din partea de nord-est a interfluviului Nistru-Prut. Teza a fost elaborată în Laboratorul de Geologie Regională a Institutului de Geologie și Seismologie al Institutului, da, a Universității de Stat din Moldova. Conducător științific Nicoare Igor, doctor științe geologice și mineralogice, conferențiar universitar și director al Institutului de Geologie. Poftiți! Da, mersi, așa, tema teza este. Permiteți-mi să ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului ca să treacă în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului, cu răspunderea acestor acte normativelor ANACEC și după ce puteți să puneți întrebări, să adresați niște precizări și așa departe. Vă rog. Bun, mersi. Deci, stimate președinte, mulți stimați colegi, deci, doamna candidat, da? Doamna Cristina, deci a prezentat toate documentele necesare, plus încă documentele care sunt obligatorii, deci pentru, mă rog, a derula tot programul acesta. În primul rând, avem decizia cu deformarea Consiliului nostru,
așa, din partea ANACEF. Avem la dispoziție aici hotărârea seminarului științific de profil, în cazul tezei de doctor. Așa, avem și copiile, liste de prezentare a membrilor seminarului. Așa, deci tot ceea ce ține, deci de formalitate în privința seminarului științific de profil, deci toate documentele sunt la dispoziție. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, așa, sunt aici, inclusiv și copiile publicațiilor respective. Avizul pozitiv al seminarului, laboratorului de geologie generală, unde doamna Cristina a prezentat pentru prima dată de acum teza, așa, avizul este pozitiv, acolo s-au făcut diferite discuții, propuneri, care au fost luate în considerație, bineînțeles. Avizul conducătorului științific, al domnului Nicoară, evident, l-avem tot aici. Eu sper că nu este necesar, că eu stau public, citit și pozitiv. M-aș spera dacă ar fi fost negativ. Așa. Pardon, nu prea. Așa, lista organizațiilor la adresa care au fost trimis, deci rezumatul referatului, tot este aici, așa, și adeverința de depunere. Deci absolut toate documentele sunt prezente, teza este prezentă, deci nu avem decât să... Da, mulțumesc! Stimați colegi, aveți dacă întrebări față de dosarul candidatului? Cu documentele, deci ce ai la dispoziție. La mine este o întrebare, acolo nu este reflectată, fiindcă autorul este Spian, Cristina, așa? Da. Dar în lista lucrărilor este Mugărici. Este ceva în document care este certificatul de căsătorie. Confirmă? Da. Așa să fie atașat? Da. În dosarul care a... În dosar, dar vedeți că în dosar acum nu a fost și trebuie clarificat. Publicul trebuie să fie la curent. Adică Spian, asta e numele după soț. Da. Și Mugărici, asta e numele de fapt. Da. E clar. Așa. Permiteți-mi să ofer cuvântul candidatului, ca în timp de 20 de minute și îi expune toate cele mai principale momente ale tezei. Adică, așa volum, în 20 de minute, cam e... Vă rog, ca să vă scutesc de timp, este așa o, nu știu, modă, dar nu e încălcare, ca să nu dea citire concluziilor generale și recomandărilor practice. Nu, fiindcă toți membrii au referatul și de ce a să vă prindă bine de vreo 3-5 minute. Poftim! Mulțumesc pentru audiență, stimați membrii ai comisiei, referenți oficiali. Vreau să vă prezint raportul tezei mele de doctor cu genericul Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitelor volhiniene din partea de nord-est a interfluviului Institut. Deci, necătând la faptul că depozitele sarmațiene se analizează încă din secolul XIX, tema noastră pe care am ales-o a fi cercetare rămâne destul de actuală, deoarece teritoriul despre care se va vorbi este mai puțin studiat din punct de vedere stratigrafic și paleontologic. Numărul și calitatea exemplarelor fosile depistate perimetrul cercetat, ne-a permis să realizăm un studiu detaliat pentru această zonă, fapt ce a contribuit la o mai bună înțelegere probabil a trecutului geologic al zonei respective. Am stabilit ca scop principal
evidențiere și apreciere semnificației geostratigrafice a faunei fosile din cadrul formațiunilor vulcaniene din parte din nordul statului Republicii Moldova, precum și rolul lor în reconstituirea trecutului geologic al parapexului de est. Pentru atingerea acestui scop am stabilit și câteva obiective. Analiza conținutului faunistic al formațiunilor volhiniene, determinarea importanței stratigrafice a moluștelor volhiniene și compararea lor cu altele din alte zone ale parapexului, precizarea schemelor stratigrafice a formațiunilor volhiniene din marginea sud-vestică a platformei este europene, reconstituirea condițiilor paleogeografice și paleoecologice din Volhinian, specifice pentru teritoriul dat, precum și descriere sistematică a speciilor de faună fosilă, depistată și precizarea nomenclaturii asociațiilor paleontologice volhiniene. Rezultatele obținute ar fi următoarele. Au fost descrise și sistematizate specii de moluște fosile volhiniene, bivalve și gastropode din partea de nord-est a teritoriului Republicii Moldova. Au fost comparate cu speciile din regiunile limitrofe și din alte regiuni ale parapexului. De asemenea, a fost dezvoltată imaginea geostratigrafică a depozitelor volhiniene din sectorul nord-estic al Republicii și a fost reconstituit paleomediul din Sarmațeanul Inferior pentru această zonă de studiu. Semnificația teoretică constă în faptul că a fost studiat conținutul taxonomic al faunei de moluște volhiniene din limitele teritoriului atribuite diferitor formațiuni geologice, care sunt Zelionov, Scrâșcani, Bravici, Răspopeni și Pervomaisc. Valoarea aplicativă este că speciile de moluște descrise în lucrare ne-au permis completarea schemei stratigrafice locale cu date noi, iar caracterizarea paleogeografică și paleoecologică a teritoriului ne-au permis să ne facem o imagine mai clară în ceea ce privește evoluția teritoriului Republicii Moldova în timpul Sarmațeanului Timpuriu. Rezultatele au fost și sunt implementate în lucrările Laboratorului de Geologie Regională al Institutului Geologie și Sismologie, iar parte sistematică considerăm că va servi ca determinator pentru generațiile viitoare. Pentru realizarea și pentru a ajunge la rezultatele dorite, am folosit și o metodologie specială, fără de care un astfel de studiu nu ar fi posibil, dar nu o să ne mai oprim la ea. Deci, așa, în cadrul teritoriului de studiu am analizat mai multe aflorimente. Unele dintre cele mai reprezentative le avem pe această hartă. În baza analizei litologice, pe teritoriul Republicii Moldova au fost delimitate următoarele zone litofaciale, de la vest la est. Zona argiloasă, zona argilocarbonatică, zona carbonatică cu calcare oolitice, zona argilonisipocarbonatică și carbonatică. Toate aceste zone au fost atribuite formațiunilor. Formațiunii respectiv, avem aici în schemă fiecare zonă și cărei formațiunii aparține. O să le mai dăm citire. Pe slide-urile care urmează este reprezentat conținutul litologic și faunistic al celor mai reprezentative secțiuni a fiecărei formațiuni. Formațiunii de Răspopeni, formațiunii de Pervomaisc. Așa, toate formațiunile de mai sus le-am caracterizat din punct de vedere faunistic. Așa, macrofaunistic. Pentru a eficientiza lucrările de cartare geologică, am
efectuat sistematizarea faunistică a formațiunilor miocene din zona de studiu și precum și un pic din teritoriul adiacent. Au fost evidențiate și grupate asociațiile faunistice caracteristice fiecărui nivel stratigrafic, iar de asemenea speciile care au fost determinate anterior de predecesorii noștri le-am verificat în Registrul Mondial a Speciilor Marine și le-am adus după nomenclatorul cel mai contemporan. După conținutul de moluște, am propus în cadrul subetajului Volhinean trei biozone. În Volhineanul inferior am propus biozona Comohristenia și Abra Reflexa, iar în Volhineanul superior am propus două biozone, biozona cu Ervilia și Obsoletiforma și biozona cu Ceretide și Potamidide. Biozonarea propusă de noi se corelează ca limite și cu biozonarea din zonele limitrofe și ca conținut au foarte multe specii comune. Biozonarea efectuată pe malul drept al Prutului, de biozonare de după Bica Ionesi, după Viorel Ionesi. De asemenea, se corelează foarte bine și cu biozonarea din Ucraina, doar că ei au doar o biozonă pentru subetajul nostru. Și de asemenea, am făcut corelare și cu Paratetisul Central. Ei delimitează trei biozone pentru perioada aceasta de timp echivalată cu Volhineanul nostru. Este vorba despre biozona cu Mohresternia, cu Ervilia inferioară și Ervilia superioară. Așa. Biozonarea Volhineanului poate fi urmărită după aflorimentul din satul Bursuc, deoarece aici este prezent tot subetajul Volhinean și iată aici avem prima biozonă a Volhineanului inferior. Aici avem a doua biozonă, biozona cu Ervilia și Obsoletiforma și ultima biozonă cu Ceretide și Potamidide. Șorcelul ăsta nu lucrează. O altă parte din teză reprezintă rolul studiului faunei noastre depistate de noi în reconstituirea trecutului geologic al teritoriului cercetat. În vederea realizării acestei părți din teză, am analizat analogii actuali ai fosilelor noastre, modul lor de viață, de tot ce ține de habitatele lor. De asemenea, am studiat literatura de specialitate ce ține de paleobotanica din Volhinean. Combinând aceste date cu datele noastre, iată, aceștia sunt analogii actuali ai fiecărei taxon al nostru studiat, dar nu o să ne oprim la ei, să-i citim. Combinând datele noastre și cu datele din literatură, am reușit să elaborăm o schemă a teritoriului nostru în Volhinean. Aici sunt reprezentate și formațiunile, vedem, și un pic de vegetație, arbuști, arbori. Bazinul Volhinean, la începutul Volhineanului, se presupune că avea adâncimi mai mari și ape mai sărate decât cealaltă parte a Volhineanului. Despre acest fapt ne-a demonstrat prezența biozonei de Mohresternia și Abra
cu tot complexul faunistic din cadrul ei. Reprezentanții genului Mohrestenia și Abra preferau substrate fine, pelitic sau nispos, cu un regim de apă mai liniștit, fapt ce ne mărturisește că aceste genuri trăiau mai în larg, unde apele mării erau mai liniștite și respectiv mai adânci. Anume, astfel de depozite au fost depistate în partea bazală a Volhineanului inferior de pe teritoriul nostru. Iar în Volhineanul superior, bazinul avea adâncime mai mică și respectiv ape mai calde. Despre aceasta ne mărturisesc cele două biozone delimitate în cadrul subetajului Volhinean, biozona cu ervilea și opsolitiforma și biozona cu ceritide și potamidide, împreună cu toți taxonii din cadrul lor, care erau reprezentați prin forme termofile și euriterme, precum și preferau condiții de apă puțin adâncă. Din punct de vedere geografic, în Sarmațean, Paratetisul de Est corespunda, avea legături doar cu Paratetisul Central și deja printr-o strâmtoare rezultată în urma unor falii din Marea Moartă cu Tetisul Mediteranean. Această schemă a fost elaborată după Popov, dar a fost demonstrată și de noi când am efectuat compararea taxonilor noștri cu alți taxoni din diferite zone ale Paratetisului. Iată aici, în tabelul dat, avem efectuată compararea și deci am fost și noi de acord că aceste bazine totuși corespundau. Iarăși mouse-ul nostru. Și să dau citire la concluzii sau ne oprim aici? Cum spunem de concluzie? Introducere, că dacă aveți autoreferat cu concluzii și cu recomandări, cred că n-are. O să am timp mai mult pentru răspuns la întrebări. Cred că sunt mult. Bine, eu atunci vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și noi, vă rog. Și vă demonstrez un pic planșele, da, cu cei mai frumoși taxoni, cei mai bine conservați. Și cam asta este. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog, întrebări pot fi date nu numai de membrii Consiliului, dar și prezenții la ședință. Vă rog, cine îndrăznește primul? Să fac cocin? Dați de la generalul, băi. Clar că în timpul de timpuri în Uniunii Sovietice și existenței, așa spunem, niște sistematici paralele. Eu știu că din domeniul meu de entomologie era sistematica sovietică și sistematica occidentală, care parcă uneva se combinau, uneva nu cred. Ați întâlnit ceva în domeniul dumneavoastră, așa ceva? Și cum s-a schimbat după 1991? Vă mulțumesc pentru întrebare. Aveți în vedere sistematica care am efectuat? Sistemă, spune. Nu sistematică, sistemă. Și stratigrafie. Stratigrafia, denumirile, tot este asta comun. Și nu întotdeauna ele se concordau. Ce ține de stratigrafie nu s-a schimbat foarte mult. Dacă este să vorbim despre sarmațean. Pe verticală, dar pe orizontală. Pe orizontală, de asemenea, nu s-a schimbat, pentru că geologia este așa o știință care nu se schimbă azi sau mâine, sau este pe milioane de ani. Adică rămâne aceeași practic. Ceea ce s-a schimbat, am observat că s-au schimbat denumirile de specii,
Asta nu se întreb. Da, denumirile de specii, dar ele se schimbă practic în fiecare an. Putem să spunem, da, am întâlnit în anul 2020 o specie, era într-un fel, după asta în 2022 era scris în alt fel. Nu diferă cu mult, un pic terminațiile, poate să fie us sau yes sau iese, dar oricum diferă. În fauna recentă este larg răspândit cu sinonimia când merge specia validă și apoi urmă merge vreo 20 sinonime. Da. Așa ceva este? Da, foarte multe. Și 50 în unele cazuri erau. Erau liste foarte, liste foarte mari care, începând chiar din anii 1800, de când au fost ele descoperite și ajungând până acum, până în 2022, am făcut ultimele schimbări, erau schimbate de 10 de ori unele. Mulțumesc! Tot undeva în acest context, neogenul interfăului ministru Prut în Republica Moldova este foarte și foarte bine studiat, o bază bună de date. Eu am impresia că aici forajele, nu numai florimentele, dar și forajele, dacă le vom pune undeva pe o, la o scară 1 la 1 milion, de exemplu, s-ar primi o gaură neagră, da? Deci e studiat foarte mult. Da. Și mă interesează de ce dumneavoastră anume ați ales Volpinianu, dar nu altceva, probabil și în alte, să-i spunem așa, nivele stratigrafice sunt unele lacune. Deci care, din ce cauză dumneavoastră anume Volpinianu l-ați ales pentru o studia și pentru produce ceva nou? Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci am ales anume această parte a sarmațeanului, deoarece este mai puțin studiată decât întreg sarmațeanul și, cum ați spus dumneavoastră, neogenul. Nu erau făcute biozonările. Biozonările noi le-am realizat pentru prima dată. De fapt, am încercat, sperăm noi pe viitor să fie dezvoltate. Am arătat într-un fel, locul Volhinianului în schema stratigrafică locală, am detalizat un pic, am făcut un pic mai clară. Din punct de vedere paleoecologic, de asemenea, și tot nu, erau mai puțin studiat și noi am detalizat un pic cunoștințele. Și cam asta. Așa. Da, spate. Mulțumesc. Da, spate. În baza datelor, în baza cercetărilor de noastră, limita stratigrafică, limitele astea au Volhinianului inferioare sau superioare, deci s-au schimbat pe unde oameni și mai sunt mai în secțiune. Nu s-au schimbat. După mine nu s-au schimbat, noi le-am confirmat. Poftim? Aveți un material foarte frumos, o adevărată bijuterie și eu m-am gândit cu care probleme tehnice v-ați confruntat când ați colectat și preparat materialele? Probleme tehnice. Și cum le-ați rezolvat asta? Cum le-am rezolvat? Sunt, da, am avut multe probe din care n-au putut fi scos materialul fosil, dar ne-am străduit să le excludem de acolo, să nu le deteriorăm foarte tare. După aceea, cum, am mai mers în teren, am mai colectat din alte roci care erau mai fărmicioase, adică, dar tot din aceleași orizonturi. Și n-ați utilizat
unealte speciale sau chimicate? Nu, chimicate nu, nu am utilizat. Vă rog să mai spuneți. Doamna Cristina, значит, у меня такой вопрос к вам. Ваша работа посвящена биостратиграфии и, соответственно, значит, в какой-то мере ревизии тех материалов, которые были раньше. Значит, вы здесь указываете несколько раз, значит, я смотрю аннотацию. Уточнение существующих, ваша работа позволит, значит, уточнение существующих стратиграфических схем морского волнистого, ну, Нижнего Сармата, так скажем. Вот. Детализации региональных стратиграфических схем и дополнить местную стратиграфическую схему. У меня, значит, вопрос такой, значит, какие схемы вы имеете в виду? Потому что схем вообще по неогену, и в частности, включая и Нижний Сармат, великое множество. Какие конкретно схемы вы в своей работе дополнили, уточнили, ну, в какой-то мере привели в иллюзию? Это первый вопрос. Значит, поскольку работа имеет стратиграфический, биостратиграфический характер, то хотелось бы услышать или увидеть схему стратиграфии Нижнего Сармата уже с вашими дополнениями, изменениями, уточнениями и так далее. Если такая схема, если есть, то хотелось бы ее увидеть. А если нет, то вообще-то это нужно было бы ее составить. И такой вопрос последний. Значит, помимо органогенных отложений Нижнего Сармата, ну и вообще Сармата, в этом регионе широко распространены биогенные образования, рифы известные. Это Батен, Нижнесарматские рифы. Нижнесарматские рифы имеют некоторую самостоятельность и особенности свои. В том числе не только как палеогеографические образования, не только как рельефные, структурные какие-то образования, но и биологические, то есть стратиграфическое значение имеют. Вот хотелось бы услышать, изучали вы нижнесарматские рифы и какие материалы у вас получены, если изучали, и что вы имеете по этому поводу сказать. Всем спасибо. Спасибо за вопросы. Можно на румынском или на русском? Да, пожалуйста. Deci, acolo unde este menționat că am contribuit la completarea schemei stratigrafice locale și regionale, noi ne-am referit că rezultatele noastre deja vor putea fi încadrate în scara stratigrafică locală sau regională, dar noi încă nu le-am încadrat. Pe viitor o să le încadrăm. Și aflorimente cu rifuri rifogene nu am studiat. Doar așa, cu calcare organogene, cu carbonatice, rifii nu prea. A spunând la care lucrare de bază care dumneavoastră a fost. Întrebarea principală a fost. Care schemă a fost de bază luată? Schema... Eu, de fapt, am analizat mai multe scheme, dar nu mă mai aduc aminte acum. Toate scheme. Am analizat mai multe dări de seamă făcute pe acest teritoriu și nu mai țin minte. Doamna Cristina, я понял. Вы оставляете себе простор для дальнейшей работы. Да. Я вас приветствую в этом плане и надеюсь, что развитие
Asta este. Mai sunt întrebări? Da, echipa Sarmata, în conțe cazul, va fi završena la un visoc nivel. Da. Domnul conductor, știți, nu am întrebări. Dintre toate poți. Asta e bine. Mai sunt întrebări? Cred că suficient. Ar mai fi precizări și varianți mai elemente. Acum îi ofer cuvântul secretarul științific pentru a aduce la cunoștință obiecțiile și protestele expuse în avizul seminarului științific de profil și în nota informativă a ANACEP, care a fost asta prima de bază, răspundere. Și pe urmă, a să citiți, ați dat citire avizele. În ceea ce privește seminarul științific de profil, deci s-a discutat multe, verbal, s-a pus tot la punct, absolut toate subiectele care au fost discutate aici și cu o singură obiecție destul de neînsemnată. Deci s-a constatat că reflexia, deci esenția conținutului tezei în publicație, deci ceva, nu că nu a fost completat, dar s-a putea că să fi fost cumva ceva mai amplu. În ceea ce privește ANACEC, au fost multe discuții în această privință. Aici nu este locul să mai discutăm. Deci toate recomandațiile și obiecțiile sunt ele bune sau rele, însă ele au fost toate luate în considerație. Așa. Și evident că doctoranda, pe atunci doctoranda, nici a ținut cont de toate recomandațiile și obiecțiile. Deci, teza a fost nu că rectificată, dar nu modificată, nu modificată, dar ceva rectificată, ceva cu momente mai mult tehnice a fost, mă rog, de expuneri și etc. etc. Așa. În principiu, teza, cum a fost, așa și a rămas și a fost prezentată încă o dată la Consiliul Științific, așa, de profil, cu aviz pozitiv și în felul următor, deci, mai departe, a fost aprobată și la ANACEP, de expresia ANACEP-ului, nu din ANACEP, și ne-am colocat azi pentru a încheia, cum să spunem, toată procedura. Deci, eu nu cred că este necesar de a citi toate recomandațiile și obiectele și explicațiile. Ele sunt mai mult tehnice, așa, nu ține de conținut. În ziua de astăzi, mai mult în teză să uită dacă virgula acolo este pusă la loc, așa câteva când pare. Bine, dați citirea avizelor din partea colegilor. Deci, din partea, avem mai multe avize, deci, așa. Câte au venit? De la diferite. Da, da. Mai mult toate sunt. Nu de la organizații, dar deci de la psihologi, experți în domeniu, așa, avizele toate sunt pozitive, bune. Eu nu cred că, iarăși, trebuie de citit fiecare. Din păcate. Din păcate toate? Nu. Conținutul nu. Numai concluziile, dacă sunt negative, în primul rând. Toate dar concluziile citire. Se termină în felul următor. Organizația și persoana. Da. În concluzie, având în vedere rezultatele obținute, aportul personal, precum și contribuțiile originale aduse în teza de doctor. Domnul secretar. Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitului
bosniene din partea de nord este a interfuzi Dumnezeu Prut, consider că doamna Cristina Spian a elaborat o lucrare valoroasă care face dovadă unei maturități științifice și, în consecință, sunt de acord să îi se atribuie titlul de doctor în științe geologice, să Valerian Ciobotaru, deci. Asta personal. Cu nimic, a mea. Așa. Cu nimic, cu unele numai, să-i spunem, modificări în exprimare, așa. Deci, dar absolut toate sunt pozitive, toți sunt avizorii, deci sunt... Vă rog mai departe. Să-i se acorde titlul. Domnul secretar, nu mai înțeles. N-am înțeles. Fiecare aviz, de la cine au venit și numele persoanei. Ciobotaru este domnul Brânzilă, așa, care este prezent aici. Aviz pozitiv, ca... obiecții nu sunt. Deci, în concluzie, optăm cu că manuscrisul supus prezentei analize, deci etecera, așa, și felicitări cu căldură, deci pentru elaborarea unei astfel de lucrări. Mulțumesc. De acord că să fie acordat titlul de doctor, deci domnul Mihai Prânziu. Așa. Deci, din partea domnului Gabriel Rățui, doctor în geologie, deci același, iarăși, felicitări, concluzii, deci teza cu... De la ce organizație? Tipul. Așa, deci este Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Așa, domnul Brăzilu, tot de la Iași. Avem tot... De la Universitatea din Tiraspol, de la doctorul în geologie Grebeșcu, Ion Creangă. Chiar din Tiraspol. La fel tot este, are un aviz pozitiv, așa, și cu dorința de a continua cercetările în acest domeniu. Deci așa, domnul Bogdan Haiduc. Stelian Haiduc, așa. Asta cu doctor în geologie. Dar că nu știu de... La fel, de ce este o... Organizație? În concluzie, deci teza intitulată. Nu mai repede, dar acum, deci... Și este de acord să îi se... La ce organizație? Mai continuă, da? De unde e venit? Păi iată, nu văd. Aici. Probați ochelarii. Așa. Iarăși. Delăm. Daniel Țabăra. Țabăra. Tot Universitatea. Alexandru Ioan Cuș, facultate de geografie și geologie. Așa. Același aviz pozitiv, lucrări de o colaborare. Universitatea Cuza. Universitatea Ioan. Alexandru Ioan Cuza. De ce? Așa, să dăm în Brazil. Așa. Și doamna Nina Volontir de la Universitatea din Tiraspol, da? Așa îi spune. Acum Ion Creangă, da? Din Chișinău. Da. Doamna, eu cunoaște de mult pe doamna Cristina. Da. Autoarea Cristina Stean, vedete, conferirea gradului științific de doctor în științe geonomice. De acum, geologi nu mai sunt. Și asta e tot. Tot, mulțumesc. Rămâne acum doamna președintă să răspundă dacă, fiindcă nu a fost obiecții,
Rămâne numai să ne mulțumiți la colegi pentru avize, pentru apreciere. Mai este un punct, domnul, nu, președinte. Membrii oficiali trebuie să citească. Nu, nu, vă rog. Deci, vreau să vă mulțumesc. Asta la urmă, poate oricum. Chiar am scris așa niște cuvinte. Nu pentru referință oficială. Pentru colegii care v-au dat avize. Pentru colegii care mi-au dat avizele, le mulțumesc foarte mult, le mulțumesc din suflet că m-au susținut, că m-au apreciat, poate în unele momente mai subiectiv, dar vă sunt foarte recunoscătoare pentru aprecierea făcută. Mulțumesc. Acum îi ofer cuvântul conducătorului științific pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale a pretendentului. Mai puțin să vă referiți la conținutul lucrărilor, peripețiilor care sunt de-a lungul. Caracterizați-vă ca persoană. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Da, într-adevăr, în primul rând, aș remarca că în institut de mult n-au fost țineri de teze și asta deja este ceva, de-aia poate avem și unele neajunsuri la program, dar necorectat. Acum să vorbim despre persoana. Cristina este din puținii absolvenți Universității de Stat la specialitatea de geologie, care a continuat să activeze pe specialitate, nu într-un alt domeniu. S-a început activitatea profesională încă din banca de studențime în institut, unde a pregătit teza de licență, teza de master și a continuat studiile la doctorat, care le-a început cu domnul Vladimir Roșca, a activat sub conducerea lui, deja ulterior am contribuit și eu cu ce am putut, am continuat pregătirea ei în pauză care a durat, a realizat și un alt obiectiv care era prin sală, dar acum undeva a ieșit, care tot este un rezultat important și demonstrează o perspectivă, inclusiv și pentru, să spunem, pentru societatea noastră, când tinerii cresc, asta ne bucură. Dar să vorbim profesional, a demonstrat o sârguință, un caracter foarte axat pe un scop și s-a pus toate activitățile ca să-l realizeze. A demonstrat din punct de vedere profesional că dacă își pune o sarcină, găsește metodele ca să analizeze și să soluționeze o problemă științifică care o poate expune și sub forma de lucrările științifice, ce este demonstrat și lucrările publicate. Activitatea profesională a fost demonstrată nu numai în instituție și în afara instituției, în alte domenii, participând la conferințe, simpozioane, unde au fost raportate rezultatele care au fost reflectate și în teză. Consider că capacitățile ei profesionale și ceea ce demonstrează lucrarea deja finisată pot fi apreciate și ca conducător științific, mă adresez către Consiliul Științific Specializat, că consider că merită să obții titlul de doctor în știință geonomice și să-și continue activitatea profesională și ceea ce nu s-a reușit să realizeze în cadrul acestei lucrări, să fie continuate în lucrări științifice publicate, ceea ce s-a propus în recomandările lucrării. Mulțumesc. Poate o întrebare, domnul director, ca director de institut. Promiteți că după susținerea tezei o lăsați în post?
Cu mare drag, dar rămâne numai un singur post asta... care să fie mai sus decât pe care îl execută acum. Adică cum se anunță concurs, cu drag, ce dăm? Asta și... e indiciul. Da. Tot ce ați vorbit e bine, dar asta e indiciul că... Da, da, nu sigur. Numai să accept că nu multe persoane în condițiile de ziua de azi acceptă acea postură, da? Da, mulțumesc. Mergem mai departe la revizarea ordinii de zi. Trecem la referințe oficiale. Și eu cred că le oferim deodată cuvântul domnului istoric, așa, din ecran, ca să privim o leacă televizorul și pe urmă aici trecem la... În sală. Îi ofer cuvântul domnului Stoica Marius, profesor universitar, doctor la Departamentul de Geologie a Facultății de Geologie și Geofizică la Universitatea din București. Vă rog, microfonul. Domnul profesor, microfonul includeți. Da, mulțumesc mult pentru mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc că m-ați invitat pentru a face referat acestei teze, pentru încrederea acordată de făcătorul științific, de domnul Igor Nicoan. Îmi pare rău că nu pot fi informat fizic lângă noastră, dar cu altă ocazie, cu drag, din Bratișină. Am avut de organizat un simpozion și a durat ceva și azi noapte m-am întors de pe teren. Dobrogea din Volhynia. Nu știu cum este procedura la dumneavoastră, dacă trebuie citit tot referatul care are o mașină de 9 pagini sau doar concluzie. Cred că cele mai importante momente din referat. Eu, ca să fiu sincer, am mai comunicat cu conducătorul științific, chiar și cu doctoranda. Mi-a mai făcut recomandări pe parcurs. Din ce am observat, cel puțin în prezentare, s-a ținut cont de unele dintre aceste recomandări. Evident că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit. Cred că ambii, și conducătorul științific și doctoranda, sunt conștienți de acest lucru. Am să punctez doar concluziile referatului, așa procedura la noi. L-am citit cu atenție, l-am recitit și iar l-am recitit. Deci am să mă refer la concluzii și dacă considerați necesar, am să detaliez. Deci eu să citim în revistă toate capitolele. Am făcut observații, am mai redus dintre ele cei drept. Au rămas unele dintre ele acolo, spre binele doctoratului. Deci, în concluzie, după parcurgerea, citesc concluziile ca să așa, după parcurgerea paginilor acestei lucrări, prezentată ca teză de doctorat de doamna doctorant Spina Cristina, am conturat câteva comentarii. Deci teza prezintă date importante despre conținutul faunistic al sarmațianului inferior, adică volhynian, din cuprinsul platformei moldovenești, partea de nord-est a interfluviului Nistru-Prut din Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, contribuția principală a autoarei este reprezentată prin analizarea secțiunilor aflorimentelor din zona unde apărează aceste depozite, descrierea lor litologică, colectarea și prelucrarea materialului paleontologic și identificarea acestuia. De asemenea, tot o contribuție importantă o reprezintă interpretarea din punct de vedere paleoecologic și paleogeografic a speciilor de mănuște identificate, descrierea sistematică și ilustrarea acestora. Importantă este și încercarea
de a corela aceste faune bosniene cu cele descrise în alte bazine ale Paratepsi. Evident că după parcurgerea lucrării am constatat și aspecte care pe viitor ar putea fi evitate. În primul rând, teza prezintă foarte multe date, dar unele sunt preluate din literatura de specialitate, chiar foarte multe. Era normal dacă acestea erau sintetizate mai mult, ca să iasă în evidență contribuția personală a autoarei. În al doilea rând, grafica putea să fie mai clară, cel puțin în capitolul de localizare a zonei. Acum eu nu știu dacă varianta originală a tezei are o grafică satisfăcătoare, dar cel puțin pe detalul care mi-a parvenit sunt unele figuri greu de citit, adică nu se înțeleg localitățile. Te-aș fi recomandat, fiind o teză care se referă strict la Sarmațianu din Republica Moldova, să prezinte în teză o coroană sintetică a Sarmațianului care aflorează în Republica Moldova. Sunt prezentate coloane pe acolimente, pe formațiuni, dar o coloană sintetică ar fi fost foarte binevenită, pentru că teza nu se adresează doar celor care cunosc, să zicem, stratigrafia Sarmațianu, ci audiența ar trebui să fie mai mare și era bine pentru lămurirea audienței celor care citesc. De asemenea, eu sunt paleontolog, sunt micropaleontolog, dar am lucrat destul de mult în Sarmațianu, la scuța seara mea, Orchinian, din Republica Bulgaria, din Bulgaria. Este o lucrare cu o componentă paleontologică importantă. De aceea, îi recomand autoarei ca pe viitor să fie mult mai atentă la modul cum se scriu numele fosilelor, speciilor. În sensul că unele specii, autorul speciei, este trecut în paranteză, alteori nu. Dar am văzut că această regulă nu este foarte bine respectată în cuprinsul tezei. Bănuiesc că pe viitor, la recomandarea mea, autoarea va avea mai multă atenție. De asemenea, o observație tehnică, este vorba de referințele, citarea autorilor în text și modul cum aceste citări se găsesc în lista bibliografică. Nu știu de ce, la un moment dat, lista bibliografică începe în ordine alfabetică până la un punct, după care se reia, iar pe și ordine alfabetică, se ajunge la o literă, numele, la care iar se reia de la B sau la... N-am înțeles eu, poate e alt sistemul Republica Moldova, dar cel puțin pentru o organizație internațională, așa ceva nu se poate face. Astea sunt, eu cum am spus direct, aprecierile și lucrurile care le-am observat. Evident că ele sunt detaliate în referat. Au fost detaliate, poate mai în amănunt, în discuțiile care le-am avut înainte și am văzut că deja în prezentare s-au mai șlefuit, ca să zicem așa. Concluzia mea oficială este următoarea. Teza de doctorat, elaborată de doamna doctorant Spian Cristina, abordează în special o tematică paleontologică, prezentând numeroase date de interes. Autora a depus un volum de muncă important pentru realizarea ei. Datele prezentate vor fi de folos pentru studiile ulterioare în domeniul paleontologiei și stratigrafiei depozitelor sarmațiene în forma moldovenească. Chiar dacă există unele aspecte care au fi îmbunătățite, și care sunt menționate în referat, consider totuși că teza întrunește condiții de a fi susținută public, iar doctoratul Spian Cristina merită să fie acordat titlul de doctor în științe, specializarea geologie generală și regională. Și o fericit și urez mult succes în continuare. Mulțumim, domnul profesor. Vă rog, doamna doctorandă, răspundeți la toate obiecțiile sau sugestii care au fost sonorizate de domnul profesor. După puncte. Totul au fost punctate.
Majoritatea obiecțiilor efectuate de domnul profesor Marius Stoica au fost luate în considerare, au fost corectate. Vorbesc că nimeni nu se aude. Dar cred că mă aude. Da, mă aud. Da. Unele, poate pe viitor, ceea ce ține de denumiri, domn profesor a spus că unele sunt cu paranteze, unele nu sunt, dar le-am luat din sursele originale și ei autorii acolo scriau sau în paranteze sau nu în paranteze. De aceea nu am considerat că trebuie să le modific și eu. Le-am lăsat așa cum le-a scris primul autor. Ceea ce ține de bibliografie, ați spus că nu înțelegeți un pic cum ordinea în care a fost scrisă. La noi, în cerințe, se cere mai întâi să scrim sursele în limba română, după aceea urmează sursele în limba engleză și după aceea în limba rusă. Și trebuie să fie toate în ordine alfabetică. Adică dacă dumneavoastră spuneți, ați menționat că de la Văscăuțanu sar la Banicov, de la Banicov încep sursele în limba engleză. La Văscăuțanu se termină sursele în limba română. Și de aceea vi s-a părut așa mai neobișnuit. Cam asta este. Da. Și mulțumesc pentru răspuns. Ca să vă lămuriți. Da. Autorii unor inspecții se trec în paranteză atunci când inițial autorul a descris o specie. Inițial, normal, când descrie o specie, nu trece în paranteză, nu se trece autorul în paranteză. Dar ulterior, studiile arată că aceea specie aparține altui gen, se schimbă denumirea genului. Și dacă între timp s-a schimbat denumirea genului, dar s-a păstrat numele speciei, atunci autorul va fi scris în paranteză. Aici se scrie în orice lucrare științifică, de orice natură doriți dumneavoastră. Iar, deci, paranteza nu este aleatorie, o pun sau nu pun, o pun când trebuie sau nu pun dacă nu trebuie. Deci, regulile sunt foarte clare din acest punct de vedere. Referitor la bibliografie, da, dacă acestea sunt regulile în Republica Moldova, nu am obiecții, dar dacă dumneavoastră, pe viitor, vreți să publicați într-o oricare altă revistă, să zicem internațională, evident că această bibliografie nu va fi așa. Vă mulțumesc! Și dacă aș mai putea avea o întrebare, da. O întrebare mai mult general. Da, vă rog. Motivația acestei teze, dacă ați putea să-mi spuneți, dar nu din punct de vedere știți, motivația personală. Cum credeți că pe viitor această teză vă va ajuta pe dumneavoastră? Dacă nu din punct de vedere profesional, personal? Că... Deci nu motivația din punct de vedere a sarmația. Din punct de vedere profesional, cum veți, zic eu, beneficia de faptul că aveți acest titlu de doctor? Adică perspectiva de dezvoltare profesională a dumneavoastră. Pe baza cursiteze. Poate o întrebare care nu are legătură cu subiectul teze. Sigur nu are legătură, ci doar cu ce doriți pe viitor să faceți în calitate de doctor în științe geologice. Deci, vă mulțumesc pentru întrebare. Este așa mai specială un pic. Deci, eu am început studiile de doctorat și am ales această temă încă în anul 2010, împreună cu domnul profesor Roșca. Dumnealui vroia un învățăcel, într-un fel, al lui, ca să-i continue cercetările în domeniul moluștelor sarmațiene. Și i-am propus dumnealui să luăm sarmațianul de la început, de la cel mai timpuriu, adică de la Vulhinean. Și dumnealui a fost de acord. Și astfel am început studiile noastre, am început cercetările. După aceea dumnealui a decedat, eu am continuat singură, deja cu domnul Nicoară, după ce am revenit din concediu de maternitate.
domnul Nicoară s-a implicat și m-a ajutat mai departe de ceea ce am avut eu nevoie, pentru că vroiam să duc până la sfârșit ceea ce am început. Nu îmi place să las lucrul început nefinisat. De aceea am vrut foarte mult să ajung unde am ajuns. Pentru mine personal, ca să fiu satisfăcută că este totul împlinit, totul pus la punct într-un fel. Eu, nu știu, voi fi mândră dacă o să port acest titlu de doctor în știință. Și mai departe, Mai departe, eu să rămân în institut, o să continui cercetările, mai este încă foarte mult de lucru, chiar și în Volhinian și după aceea în Sarmațean, deoarece avem foarte mare deficit de specialiști. Trebuie să continuăm lucrările, nu avem ce face. Și chiar vreau să le continui. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș vrea să fac eu o precizare vis-a-vis de această teză. Da. Dacă m-auziți, da? Da, vă rog. Domnul Brânzi. Statul de cunoaștere pe care l-a adus Cristina în cunoașterea Volhinianului este cel care o obligă pe viitor să continue studiul de folclor Volhinian. Dacă va abandona studiul la acest nivel, munca ei rămâne cumva suspendată. Nu va avea o finalizare. Și de asta va depinde evoluția ei viitoare. Deci asta îi recomand, să continue studiul, mai ales la nivel de bazin de sedimentare, pentru că sunt foarte multe lucruri de lămurit, bazinul de sedimentare din timpul Volhinianului este extrem de complicat. Este supus înspre vest relației orogeno-carpatic, este supus influenței de pe stucul ucrainean și din punct de vedere sedimentologic s-au creat anumite situații stratigrafice care după mine încă nu sunt clar murite. Deși sunt niște premize la nivel de asociații faunistice, sedimentologic mai trebuie muncit în pământ. Deci, pe această linie, cred că va trebui să muncească Cristina pe viitor. Dorim succes în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mergem mai departe. Al doilea referent oficial este domnul Ionesi Iorel, doctor în științe, conferențiar universitar de la Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea de Sanctuia Obuză, Iași, România. Vă rog. Da, mulțumesc frumos. Am venit aici ca să mă vadă și colegii online. Sunt Viorel Ionesie, sunt conferențiar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la în calitate de referent la această teză de doctorat. Cred că principalele aspecte în ceea ce privește conținutul tezei au fost menționate în prezent, inclusiv observațiile pe care le-a făcut domnul profesor Stoica. O parte dintre ele, așa cum au reieșit ele, sunt de acord cu ele. Referatul meu are vreo 11 pagini. Nu o să-l citesc pe tot, că nu este cazul. Am făcut și eu unele observații. Dar încă de la început vreau să subliniez câteva aspecte de care am ținut cont în concluziile pe care le-am tras asupra acestei tezi. Doamna Cristina Spian a lucrat într-o zonă, în partea de nord-est a Republicii Moldova, în care au fost făcute studii care au fost publicate în diverse limbi, în limba română, înainte de război, în limba rusă, în perioada în care Republica Moldova a fost încadrată în Uniunea Sovietică,
Acum, după 1991, au fost publicate studii în limba română, în limba rusă, în limba engleză. Cred că acum se merge pe cel mai mult, ca să fie o situație mai cunoscută, în limba engleză. Eu chiar, din acest punct de vedere, văd niște dificultăți. Deci, în ceea ce privește bariera de limbă și barierele care au fost instituite cumva între noi, în relațiile dintre noi, din punct de vedere politic și așa mai departe. Cristina, cunoscând foarte bine limba rusă, a reușit, cred eu, să înțeleagă cel mai bine dintre noi toți, cei care nu cunoaștem limba rusă, ce s-a studiat înainte, care a fost, ce s-a studiat înainte și s-a publicat în limba rusă și a încercat să aducă acum la un numitor comun cunoștințele actuale, în ceea ce privește cunoștințele actuale și să dea o formă conținutului studiului ei în limba română. Evident că unii termeni pot fi traduși mai bine sau mai puțin bine. Aici doamna Cristina uneori a tradus, sau de cel mai multe ori a tradus foarte bine, alteori mai există și unele scăpări, unele cuvinte care nu mai există în limba, care nu există în limba română și le-a trecut ca atare. Eu i-am făcut observațiile și probabil și colegii i-au făcut observațiile, dar nu, ăsta este lucrul cel mai important. Important e că doamna Spian a studiat o anumită zonă, a fost pe teren și a studiat niște aflorimente, a prelevat niște probe, a cules faună fosilă, a determinat-o împreună cu fauna fosilă existentă aici, nu? În institut și prelevată de alți cercetători. Și a încercat să facă un tablou de ansamblu asupra conținutului fosil, moluște, bivalve și gastropode și să le interpreteze acest conținut fosil. A ținut cont de datele existente în literatură, cum spunea și domnul profesor Stoica. Poate aici ar trebui o sinteză mai bună sau să restrângă acest conținut luat de literatură și să concentreze mai mult asupra ceea ce a făcut dumnea ei. A făcut corelări cu ceea ce au studiat alții în zonele vecinate și aici mă refer în zonele de la vest de Prut, deci malul drept al Prutului, inclusiv cu studiile pe care le-am făcut eu în zona mea, inclusiv zona mea de doctorat, a făcut corelări cu zonele noastre. Nu întotdeauna a fost de acord cu schemele făcute de unii cercetători de la Iași, de exemplu. Exemplu celebru cu Buglovianu, nu este acceptat, nu-l acceptă nici alții, nu-i nicio problemă. Și am explicat în referat care este accepțiunea noastră în ceea ce privește acest subetaj al sarmațianului. Noi îl considerăm subetajul al sarmațianului. Doamna îl consideră altfel. Este un punct de vedere. În știință există o libertate în a alege un model și foarte bine că este. Alte aspecte, dacă îmi permite să mă mai uit să văd dacă aș putea să mai rețin ceva ca să nu vorbesc foarte mult. Am subliniat aici chestiunile de nomenclatură cu denumirile subetajelor. Dumneavoastră cred că știți cel mai bine cum se pronunță, de exemplu,
volhinian, cred că e volinian ceva de genul ăsta, da? Noi îi spunem volhinian, așa am preluat din literatură, am pus un H, hersonianul și iarăși, noi când am făcut o monografie asupra sarmatianului mediu și superior, domnul Ionese a propus să scrie hersonian, acum auzim toți despre hersonian, despre Herson, dar în continuare în literatură se scrie cu capa și citim toți hersonian și așa mai departe. Contribuția cea mai importantă, am subliniat-o și eu aici în cadrul tezei, este în ceea ce privește studiul acestei faune de moluște. Probabil dacă ar fi avut mai mult timp și dacă ar fi avut probabil mai multe posibilități, ar fi reușit să adune mai mult material, că nu știu aici exact la dumneavoastră, dar am mai studiat eu în zona din Republica Moldova, am studiat depozite basarabene cu diverse ocazii, cu ocazia unor lucrări de licență, și dar mai mult depozite basarabene sau besarabieni, cum spuneți dumneavoastră în teză. Eu prefer să spun basarabian. Și am văzut că este o faună extraordinar de bogată. Mă gândesc și în cadrul volhinianului. Sunt moluști foarte numeroase. Acum, nu știu dacă ați fi cules mai multă faună, probabil ați fi găsit și mai mulți taxoni. Mă gândesc. Poate nu este așa. Deci, consider că determinările sunt corecte cu și sunt de acord cu ceea ce spunea și domnul profesor Stoica, aici la denumirile fosilor și autorilor este așa cum spunea și domnul profesor, trebuia acest lucru să reiasă și din teză. Schemele privind sau schema cu biostratigrafia, considerațiile paleoecologice sunt în regulă. Așa. Ceea ce privește bibliografia, eu am înțeles-o încă de la început, pentru că am întrebat-o și eu pe doamna Spian, care este treaba și mi-a explicat atunci. Asta este, dacă așa este regula aici, nu avem ce comenta. Citesc doar sfârșitul. Vă rog, dacă aveți obiecții sau nu, sugestii. Citesc sfârșitul, că nu, zic așa. Așa e regula. Scuzați. Obiecții. Deci da. Obiecțiile sunt de aceeași natură pe care le-a subliniat și domnul profesor Stoica. Am remarcat și eu acolo, mai ales la început, imaginele și bloc diagrama aceea. Ea e frumoasă, dar nu prea se înțelege, nu se înțelege scrisul, denumirile și așa mai departe. În rest, planșele sunt bine realizate, determinările, în marea lor majoritate, cât am reușit să le recunosc după planșe, sunt în regulă. O întrebare sau ce trebuie să mai pun acum? Dacă doriți. Păi, întrebarea ar fi dacă are în vedere să continui cercetările în zonă, în sensul că dacă ar vrea o colaborare cu noi, cei din partea de vest a Prutului, și dacă vrea cumva să facem o sinteză, așa pe modelul Ionesi et al 2005, la nivelul sarmațianului inferior. Chiar dacă avem unele divergențe în ceea ce privește cu Glovianu, nu e o problemă. Sarmațian inferior, să-i spunem, și să vedem cum se corelează. Dar asta înseamnă să vină și dumneavoastră aici la noi, în România, și să venim și noi altfel când vedem împreună ceva și altfel când vedem din cărți după ceea ce este ilustrat doar în anumite teze sau în anumite lucrări științifice. Vă mulțumesc, domn profesor. Mulțumim. Sigur că sunt de acord să...
Mulțumim, doamnă profesor, cu glasul. Vă rog, răspundeți. Da, sunt... Vă mulțumesc pentru obiecții, pentru sugestii, pentru tot. Și desigur că sunt de acord pentru o colaborare pe viitor, chiar ar fi foarte binevenită, pentru că eu aici în Republica Moldova nu am cu cine să lucrez în domeniul meu, nu mai sunt alți specialiști care studiază fauna marină sarmațeană și volhiniană îndeosebi și chiar mi-ar fi de un mare folos o colaborare cu dumneavoastră. Prometez în fața publică. Rămâne în istorie. Aici, dacă îmi permiteți, domnul președinte, da. Eu mă adaug. Așteptăm colul proiectelor transfrontaliere și poate ar fi o idee. Da. Elaborăm un proiect împreună. Și ceva studii micropaleontologice aveți în vedere și astea? Sau? Dacă... Da, se poate. Da. Da, că doar cunoașteți alte ultimele... studii micropaleontologice făcute de altcineva? Da, doar de doamna Bobrinskaya. Ultimele au fost efectuate de altcineva. Da, dar sunt da. Studii da, bine, sunt, bine făcute sunt, și... Da, destul de bine făcute, dar poate trebuie de mai făcut o revizie, să vedem ce s-a schimbat, ce s-a modificat. Da, mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc. Urmează discuții. Colegii din sală, cum spune, dacă sunt neamuri, poate cineva. Puteți să vorbiți despre pretendent sau la temă elaborată sau ce doriți. Puteți să luați cuvântul. Poate ar fi cazul ca domnul secretar să se spune. Ca coleg? Mă cunoaște... Nu, dumneavoastră... Ca membru nu, nu, ca membru a Consiliului? Nu, ca membru a Consiliului, dar... Nu, două ori nu poate spune. Noi suntem puțin derutați aici, nu știu dacă și domnul Stoica și domnul profesor. La noi este altă regulă, alt model. De obicei se prezintă, la început este prezentată doctoranda, după aceea doctoranda prezintă teza, după aceea își pun părerea membrii referență, dar în primul rând își spune părerea conducătorul științific, după aceea membrii, și sunt mai puțini membrii din membrii... Da. Așa. Fix așa, acum mergi la noi pe... Și după aceea sunt întrebări... S-au auzit ce a spus doctorandul, ce au spus conducătorul și ce au spus referenții oficiali. După aceea să pun întrebări, eventual să pun întrebări doctorandei ca să fie oarecum notate după o modă mai nouă și după aceea se decide dacă se votează, dacă... Da. Asta e la noi. Și la noi la fel. Când va fi tot aici de conectat, am să vă dau un răspuns. Dorește să... Clar și lăburit. Părerile. Că așa dacă deja i-a spus întrebări. Vreau să spun eu în câteva cuvinte. Ca membru al Consiliului să aveți posibilitatea. Poftim. Cu dumneavoastră începem membrii Consiliului Științific Specializat, fiecare în parte și îi spune... În mod obligatoriu, eu n-am dorit în mod obligatoriu. Dar aici nu, la dorință. O clipă, domnul Bogdan, să spun ceva. Poftim. Eu ca membru Consiliul Științific, nu pot confirma că Consiliul Științific a lucrat cu entuziasm și cu profesionalism asupra acestui subiect și eu sper că, cum eu consider că, sau propun, da, poate fi atestată că merită. Da, sau merită acest, da, aceasta, acest titlu. Da, punem un punct în favoarea dumneavoastră. Da, eu nu știu dacă e, eu nu sunt membru comisiei, eu ca persoană. Sunteți specialist în domeniu. Consiliul Științific, da, specialist din domeniu. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Ce propuneți, stimați membri ai Consiliului? Păi, mergem... Cum începem? Doamna Volantă.
Mulțumesc eu. Vă rog. Da. În primul rând vreau să spun că eu sunt onorată pentru invitația care am avut-o de a fi membru al Consiliului Științific Specializat. M-am bucurat mult și am venit cu deosebită plăcere la acest eveniment important pentru doctorandă, pentru conducători și pentru institut de ansamblu. Eu cred că este un eveniment foarte important. Ce cred eu? Eu cred că teza prezentată de către doctoranda Cristina Spian este o teză mult așteptată și este o teză muncită, muncită pe parcursul mai mulți ani și astăzi noi vedem rezultatul. Teza reflectă obiectul de studiu, reflectă locația obiectului de studiu, reflectă perioada sau intervalul de timp, ceea ce corespunde foarte bine cu cerințele față de un studiu științific din orice domeniu. Eu, practic, am participat la mai multe prezentări a tezei de doctorat de către Cristina și de fiecare dată Cristina a mers în ascensiune și astăzi noi vedem că ea culege cireașa de pe tort, așa împreună cu efortul, adică în baza eforturilor depuse de către ea, în baza ajutorului care a fost acordat din partea conducătorilor științifici, în teză dumnea ei menționează mulțumiri foarte așa frumos spuse și consider că este o bună reușită a doctorandei, iarăși repet, bună reușită a conducătorilor științifici și o reușită a institutului de ansamblu. Eu aș dori să spun încă un moment dintre care o cunosc pe Cristina. Iată, în paralel cu sau alături de competențele ei ca cercetător științific pe care le-a demonstrat în realizarea tezii, în activitățile din institut și din laboratorul în care ea activează, mai doresc să menționez că Cristina posedă și competențe și atitudini de cadru didactic. Acestea sunt, eu le-am observat în timpul realizării practicilor de specialitate a studenților noștri în Institutul de Geologie și Seismologie, unde Cristina a fost coordonatorul studenților noștri din partea Institutului și aceste competențe ea le-a demonstrat cu o maestrie deosebită. De aceea, recomandarea mea ar fi așa că, în paralel cu cercetarea, Cristina ar să activeze și în domeniul pedagogic, că reușește foarte bine aceste lucruri. Eu sunt de acord total cu ce a spus domnul Pocatilov, dar eu, lecturând teza, așa am înțeles eu că realizările și rezultatele obținute de către Cristina, ea le vede în îmbunătățirea schemelor biostratigrafice, locale, regionale, fiindcă eu la fel m-am gândit un pocatilor la luat înainte un pic, dar adică Cristina cu previziunea în viitor a rezultatelor, așa Cristina și eu sunt absolut convinsă că ea acest lucru îl va face și îi va reuși. Eu felicit doctoranda cu prezentarea frumoasă de astăzi a tezei de doctorat și evident că eu voi vota pro pentru a i se conferi titlul de doctor în științe geonomice. Și ne bucurăm că
mai apare un specialist și încă o zic așa, o îndrumare, o recomandare ca Cristina, ca la fel tânăr specialist, să îndrume și alții, să îndrumeze și alții tineri în studiul paleo, în studiile paleontologice, geologice, biostratigrafice, să-și aleagă ea tinerii care îi ochește, care îi vede, să-i îndrume împreună cu colectivul din laborator. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cuvântul se oferă domnului Croitor Roman. Da. Spuneți, vă rog, părerea dumneavoastră despre teză. Eu, de fapt, sunt bucuros că teza a fost deja aproape susținută și toată lumea care a asistat are o părere favorabilă. De asemenea, eu sunt bucuros că obiectele care eu am dat la începutul la tezei au fost repetate și de referență. Deci, înseamnă că trebuie de văzut mai aproape aceste întrebări și de îmbunătățit în viitor în cadrul cercetărilor. Deci, eu cunosc Cristina, nu știu, când ne duceam împreună la conferință, la... 2010. Da, la OTNI, la... 2008. 8, da, atunci ziceam împreună noi cu toții la conferință și ne cunoaștem foarte bine. Cunosc foarte bine și activitatea ei de atunci când eram... Erai studentă atunci? Eram primul an la masterat. Eu am urmărit, cum să spun, primele pași, știniștiințifice a Cristinii și de atâta sunt bucuros că dumneia a devenit totuși un cercetător. Nu știm toți că nu e așa de ușor acum. Da. Și pentru știința Moldovei este un mare eveniment. Asta fără dubii. Deci felicitări Cristinei pentru noi toți, da, că noi avem un doctor. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul profesor Brânzeve, sunteți pe fir? Domnul profesor s-a expus odată, dacă mă greșesc sau? Nu. Acum, vă rog, vă expuneți? Am spus în referat ce am avut de spus, am mai precizat pentru Cristina că această teză, rezultatele acestei teze de doctorat, reprezintă stadiul la care s-a ajuns cu cercetările asupra volchimii anului și că nu trebuie să se oprească în acest punct, pentru că altfel munca ei va rămâne în aer. Deci este obligată să continue pe mai departe, așa cum spunea și colegul Gerel Enesi, nu i-ar strica o colaborare cu cercetătorii din România, pentru că studiul bazinelor de sedimentare din timpul Sarmațianului în România sunt mult mai avansate și pe criterii sedimentologice foarte bine puse la punct. Deci va fi obligată să continue. Altfel, o vom critica. Acum a dorit succes și să meargă mai departe. Mulțumim, domn profesor. Mulțumim. Cuvântul se oferă domnului Dilinski. Andrian, mă rog. Suficient felicitări după mult chin și o sândă finalul ăla avem cu toți aici. Bun, ok, ca orice lucrare sunt lucruri, sunt niște scăpări, mă rog, neesențiale, sunt careva greșeli mecanici care au fost. Ok, hai să fie că au fost niște greșeli mecanici care suntem noi de oameni și câteodată le mai facem. Per general, ca concluzie, evident că se recomandă pentru sânirea public ceea ce facem la moment și oferirea titlului de doctor în știință. Felicitări, o perioadă destul de mare avut pentru studii. Sper că, într-adevăr, cum spune toată lumea,
nu este o precie și să lucrezi mai departe în domeniul la care te-ai dedicat atâta timp. Mersi. Mulțumim. Domnul Ciobotaru, vă rog, două cuvinte. Deci s-au vorbit multe frumoase, a mie de tot vor fi frumoase, bineînțeles. Aș vrea să accentuez valoarea aplicativă a acestei teze. Deci, în Republica Moldova, cartarea geologică a fost efectuată practic pe tot teritoriul, cu excepția că este o lacună, la scara 1 la 200 de mii. În zona centrală și în zona bazinului râului Nistru, segmentul Moldav, bineînțeles, așa, undeva s-a început și cartările 1 la 50 mii. Odată cu, mă rog, situația când nu se mai finanțează, când geologia Republicii Moldova se duce la râpă, probabil s-a dus acum, așa. Sper că încă nu a trecut ăsta punctul de neîntoarcere, așa, și ceva s-ar mai putea încă de rezolvat. Ce vreau să spun, deci numai decât vom continua cumva, vom insista să fie dusă cartarea 1 la 200 mii până la sfârșit, 1 la 50 mii tot până la sfârșit și, evident, în zonele care sunt mai importante, 1 la 10.000. Evident că, iată, aici, când este vorba de ceva mai detaliat, aportul Cristinii, cercetărilor efectuate de Cristinii, bineînțeles că vor fi cumva implementate și aplicate, deci în cercetări de acum clare și concrete în teritoriu. Și rămâne... Păi, lui Cristina, eu îi doresc numai deci, să continui mai departe, deci ăsta e primul pas, abia, cum s-ar spune, un broc, nu că primul pas, chiar un pas important. Bun, e important. Așa că îi doresc succes. După părerea mea, eu sunt de acord cu domnul Adrian Diniz, cu domnul Frăitor, teza este bine făcută, bine structurată și o lucrare valoroasă. Mulțumim. Stimați colegi, rămâne demn să trag linia la discuțiile a membrilor Consiliului Științific, că clar că cu mult mi s-a facilitat problema că ați vorbit toți despre valoarea științifică și aplicativă și toate este care s-au realizat. Rămâne numai să spun și eu că așa e, e adevăr. Un moment aș vrea să adaug aici că s-a vorbit de reposatul Roșca, care l-am cunoscut personal. Am fost vecini cu birourile la Institutul de Zoologie, acolo unde era secția voastră de zoologie și l-am cunoscut personal mulți ani. Și de aceea îl înțeleg în bolul și ala care l-a dat, că era un specialist într-adevăr de Italie mare și un om amator de moluști și, și înțeleg eu de unde a pornit asta energetică și a fost preluată de încă un om energic și energetic, domnul Nicoare, la fel, pasionat de geologie și de... Și, vedeți, din câte părți s-a primit așa frumos cum s-a primit astăzi. Din toate părțile s-a făcut o sumă de energetică bună, a spus și dumneavoastră un umăr așa bun, ca de o femeie tare, cu caracter, ca s-a înțeles din toate rezele astea. S-a primit o lucrare frumoasă care corespunde de cuvintele oficiale cerințelor și rigorilor ANACEC. Sper că n-ați fi probleme la etapele următoare care să urmeze teza. Eu vă doresc sănătate, realizări frumoase. Eu cred că și domnul profesor, și unul, și al doilea, și al treilea, toți care au punctat deja calea dumneavoastră
pe viitor. De-am știți unde și cum să mergeți, că v-au demonstrat unde trebuie să. Deci e succes și realizări frumoase. Mulțumesc. Urmează aici două puncte foarte interesante. Este așa document care iese din urma ședinței a Consiliului Științific Specializat, așa numit proiectul, asta, hotărârea Consiliului Științific Specializat. Eu v-am repartizat, sau domnul secretar, la fiecare membru a Consiliului, le-a repartizat proiectul hotărârii. V-ați uitat, ați făcut notițe acolo și întoarceți înapoi, ca să nu citească dumnealui integral. Acum, aici este un... sunt aceia să, da, da. În mod de lucru, da. Că dumneavoastră a să repare toate acestea care au pervenit de la noi, acum, membrii Consiliului, ne retragem în birou alături, noi ne ducem la votarea secret. Noi membrii a Consiliului, specializat, onorată asistență. Știți că membrii Consiliului Științific s-au retras pentru votare secretă, care în urma deschiderii urnei au fost găsite 6 buletine de vot, conform membrilor Consiliului Științific Specializat. Astfel s-a votat pro 6, contra 0. Astea rezultatele votării. De ce e? În urma votării și în urma susținerii tezii publice în fața dumneavoastră, Consiliul Științific Specializat este de onoare să vă acorde titlul de doctor în științe biologice sau dumneavoastră în științe geonomice. Da. Felicitări! Mulțumesc. Și vă ofer cuvântul și pentru... Și hotărârea aici. Vă mulțumesc mult! Pentru a mulțumi la colegi, la toți care v-au susținut pe parcursul pregătirii acestei teze. Mulțumesc din suflet comisiei pentru voturile satisfăcătoare pe care mi le-au acordat. Și vreau să spun că fundamentarea științifică și elaborarea acestei teze de doctorat ar fi fost imposibilă fără ajutorul, sprijinul și îndrumarea, mă scuzați de emoții, unor oameni deosebiți, care prin înalt grad profesional și dăruire au contribuit la formarea mea ca cercetător, insuflându-mi curajul de a merge mai departe. Este vorba, în primul rând, despre primul conducător, domnul Vladimir Roșca, regretatul, pe care îl mulțumesc mult pentru îndrumare corectă în alegerea temei tezei de doctorat, sfaturilor utile pentru un studiu mai eficient a măluștilor sarmațiene, precum și pentru toate obiecțiile, observațiile pe care le-am făcut pe parcursul studiilor de doctorat, pe care poate uneori le consideram nu prea juste, dar mi-au dat foarte mult curaj ca să demonstrez că merg pe calea corectă. Un mulțumesc foarte mare îl ofer celui de-al doilea conducător, domnul Nicoară. Îi ofer, scuzați, întreaga mea recunoștință, profund respect, alese mulțumiri pentru sprijinul, ajutorul, îndrumarea, sfaturile, ideile sale corecte, pe care mi le-a oferit întotdeauna cu generozitate.
încrederea, răbdarea pe care a avut-o cu mine. Îi mulțumesc pentru toate astea foarte mult. Nu în ultimul rând vreau să-l mulțumesc îndeoseb pe un om care îmi este consătean, care mi-a fost profesor la facultate și acum îmi este coleg. Este vorba de domnul Ciubotaru Valerian. Grație dumnealui am îmbrățișat această specialitate, această profesie interesantă, cum este geologia. De la dumnealui am aflat despre existența acestei specialități la noi, în Moldova. Dumnealui mi-a fost întotdeauna alături și ca coleg și ca prieten, îndrumându-mă cu drag pe toate drumurile pe care am vrut, pe care le-am urmat. Și continuă să mă ajute și să mă îndrume până acum, până în prezent. Vă mulțumesc până la pământ. Alese mulțumiri de asemenea le ofer colegilor din Laboratorul de Geologie Regională, precum și din întreg Institutul de Geologie și Sismologie, regretații domnul Leonid Romanov, regretatul Vasile Neaga, regretata doamna Olga Bobrinskaya, precum și colegii care încă mai sunt în viață, domnul Victor Pocatilov, domnul Vasile Alcaz, domnul Rashid Furtiev, pentru sprijinul profesional, moral, acordat pe tot parcursul anilor de activitate în cadrul Institutului de Geologie și Sismologie. Alese mulțumiri le ofer și colegilor de peste prut, domnul Marius Stoica, domnul Mihai Brânzila, domnului Viorel Ionesi, pentru încrederea acordată, pentru îndrumarea științifică corectă și pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Vă mulțumesc până la pământ. În mod deosebit, mulțumesc familiei mele, care mi-a fost permanent alături și moral și financiar, pentru încurajare, pentru tot. Și această lucrare am dedicat-o bunicii mele, Daria, care a dorit foarte mult să mă vadă cu prefixul de doctor în față, dar, din păcate, un pic nu i-a ajuns să mă vadă. Vă mulțumesc! Din partea noastră, mulțumiri părinților care au ascultat sau poate deosebită, frumoasă, prima Unisca. Mersi. Mulțumim. Vă mulțumesc pentru tot. Stimați mele Cosimă, onorată asistență, cu aceste clipe, anunț lucrul de Consiliul Științific de astăzi, închis.